Situația se înrăutățește și în județul Mehedinți. Două localități au intrat deja în scenariul roșu, iar în ultimele 24 de ore cazurile de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 s-au dublat. Astfel, de la ultima raportare, 34 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Peste 16.000 de mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. De la ultima raportare, au fost confirmate 34 de cazuri noi de îmbolnăvire la nivelul județului. În prezent, 545 de persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată, iar 23 de persoane sunt internate în secțiile COVID. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 545 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 6 persoane se află în carantină instituționalizată, 157 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice și 23 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 34 de persoane și nu a fost înregistrat niciun deces. De asemenea, crește și rata incidenței cumulative. La nivelul județului Mehedinți, rata de infectare este de 0,80 la 1000, iar peste 10 localități au ieșit din scenariul verde. În scenariul roșu avem în prezent comunele Eșelnița cu rata de incidență de 3,83 și Breznița de Ocol cu 3,07 la 1000 de locuitori.